Doamnelor și domnilor, dragi colegi, după o perioadă de timp în care pandemia ne-a ținut departe unii de alții, trebuie să recunosc că m-am dezobișnuit să văd o sală atât de plină de liberari constanțeni și nu numai. De aceea, astăzi sunt extrem de bucuros că sunt aici, alături de voi, că suntem aproape unii de alții, întrucât nu, aceasta este forța liberală. Cu această forță, cu voi, în anul 2020 am reușit împreună să înlăturăm puterea absurdă a PSD-ului, care timp de 20 de ani a ignorat probleme bine cunoscute, o serie de bombe cu ceas ascunse constanțenilor. Ne-am asumat un rol, am știut care este responsabilitatea noastră și nu ne-am dat deoparte. Echipa PNL împreună cu amiralul Virgil Chițac și-au luat angajamentul de a dezamuxa toate aceste situații prin acțiune direct pe teren, nu cu ochii după sondaje de opinie sau titluri bombastice de presă. Cu sprijinul constanțenilor care ne-au acordat încrederea, am obținut cea mai frumoasă victorie pentru PNL, dar și pentru Constanța. A reușit marele vix al fiecărui român. De la independență la România Mare, de la crearea instituțiilor moderne europene, la integrarea în Uniunea Europeană și NATO. Astăzi, nouă ne rămâne să continuăm această tradiție și să înfăptuim și să continuăm marele proiect liberal de dezvoltare a României. Vă mulțumesc, vă doresc succes și vă asigur că puteți conta oricând pe sprijinul meu. Vă mulțumesc!